Vine cu floarea. Sorin, lasă. Bă, dar de ce? Băi, Sorin, uite. Hei, voi, pornem. Asta. Emoția. Am căpătat o floare. Și am vrut să vă arăt și vouă. Și-o pierdut mirosul. Da, eu mi-o stropchesc. Albinele nu vin, dar eu șase de fericită cu floarea. Am căpătat-o de la Ilie. Ilie a venit într-o sare acasă, era cam troznit el, așa că eu ultima dată treaz l-am văzut. Oare ce an a fost? Când a apărat Ducadam gorurile cele? Atunci a fost el treaz ultima dată. Și a venit Ilie acasă și zice, ce este să iei? Tot încerc să îți aduc flori și eu pe toată casa calc numai tot în borcane, vezi tot felul de frunză, pe balcon nu mai pot ieși tot flori pe tot locul. Eu ți-am adus și una mai mare și să mă lași în pace cu florile. Și ea ce-a încăpătat. Dacă o stropchez ca la Paști, niroasă. Dar trebuie să știți că noi, femeile, tot ce știm despre bărbați, absolut tot, e în directă legătură cu fizica cuantică. Și asta din cauza că fizica cuantică îi dă voie la bărbatul meu să fie în același timp și la lucru, dar și la crâșmă cu Lenuța din satul nou. Lenuța n-are nevoie de fizică cuantică, că ea e divorțată. Dar mă, după teoria asta, nimic nu mai funcționează așa cum ar trebui. Nici măcar timpul. Că o oră care o petrece Ilie cu Lenuța la crâșmă, apă aceea nu e egală cu o oră în care stai eu să le aștept cu cina pe masă. Și asta ține și de teoria relativității, pentru că e foarte puțin probabil ca Ilie să vie acasă de vreme, dar e absolut exclus ca eu să-l aștept acasă drăgăstoasă și bine dispusă. Și să știți că tot la fel de relativ e să credem că prin fizica cuantică bărbatul are bani în mai multe conturi concomitent. Nu. Mult mai adevărată e varianta că banii lui nu-s nicării, că s-o dus, că s-o pierdut în gaura neagră. Care în exemplu ăsta poate purta și numele de Lenuța. Dar să știți că și eu am avut o experiență de asta așa supranaturală cu fizică cuantică. Într-o zi, într-o seară, de fapt Ilie, vine acasă iară bine dispus și cu atracția lui gravitațională de 120 de kg să suie pe mine. Și mă turchește, mă tosănește așa vreo 5 minute, care lui, după teoria relativității, s-a părut că-s 50, dar totuși o petrecut cu viteza luminii și pe când să mă dezmeticesc, înșoptește tandru la ureche, Lenuța, pe mine mă cheamă Năstăsâie. De aici ne-am dat seama că este și la noi în pat fizică cuantică. Și ce-mi pasă mie că universul se tot întinde și se extinde? La Ilie nu îi se mai extinde nimic. Și dacă se mai întâmplă asta când și când, apoi numai pentru că prin fizica cuantică, la noi în dormitor e și Lenuța, dar și eu, adică eu și Lenuța și Năstăsâie și așa e o fizică așa la grămadă, sex în grup, îi zice în minte, no? Fizică cuantică. După teoria relativității se spune că timpul se măsoară
altfel în apropierea corpurilor mari, a bărbații noștri, că nu mai dă Dumnezeu să ajungă acasă. Ei nu stau degeaba. Pe unde stau ei, câștigă în greutate. De ce? Preacheni știu de ce. Apoi ce să știe preacheni mai mult decât nevestele? Lasă că știm noi că ei se cred niște aștri, care de câte ori trece câte o cometă pe dinaintea lor, ei să și vă zburând cu ea în altă galaxie. Da, adevărul e că și cometele astea, vă spui eu, nu sunt altceva decât niște parașute. Parașute cu proprietatea că se deschid foarte repede, iar bărbații noștri fac salturi cu ochii închiși pentru secunda aia de plutire, ca la entropie, să rămânem la fizică. Nu știți ceea ce e entropie, dar apoi lasă că vă spun eu. Entropia măsoară gradul de nedeterminare a unui fenomen, a fenomenului care se numește soț. Mai este și o altă teorie care zice că universul s-a făcut cu intelligent design. Apoi eu dacă mă uit la Ilie, eu nu văd nici inteligent, dar nici design. Eu mai pot să cred într-o singură lege, legea lui om. Dacă ești om cu mine, apă și eu om cu tine. Și pentru că mie nu mai place fizica asta cuantică în care toți suntem pe tot locul. E, să vă mai spui, da, de exemplu, o moleculă de asta blondă, când apare, e nu numai că apare în mai multe instanțe, ea trimite familia în instanța de judecată. Iar acolo judecătorii dau verdicte după care copiii sunt teleportați tătă ziua între bunici, care și ei bătrânii săraci au parte de fizică cuantică, pentru că ei sunt omniprezenți oricând, ziua, noaptea și cât ține fizica cuantică. Eu una m-am săturat de fizică cuantică și Ilia meu, eu cred că n-am mai putea și în două locuri concomitent, pentru că eu m-am pregătit pentru el și îl trimit într-un singur loc de unde n-am putea și în două deodată. Și la voi vă mulțumesc!